Bate vântul și eu am sinuzită. Salut, salut, salut. Sunt Dan Moldovan și eu nu mă plictisesc acasă. Te ajut? Nu, că am terminat. Da, da. Da. Bravo, bravo. Și ăla, și ăla îl face. Avem un pomișor mic și pe ăla îl vopsește Daria. Cine lucrează cel mai mult pe aici? Cine? Bineînțeles că Daria. Ai ceva de spus în privința asta? Nu, am nimic de spus în privința asta. Ce-i, Daria, ești murdară? Da, bravo, bravo. Tu și cu Vali ați văruit pomii ăștia. I-ați zugrăvit cu var. Poftim? Mai este unul și ăla trebuie făcut. Deci noi nu ne plictisim acasă. Auziți, păsările la noi cântă, avem de lucru. Mă apucă șuieratul când mă gândesc cât am de săpat prin grădina asta. Două lucruri vreau să vă spun. Dacă sunteți fotografi, nu există să nu găsești de lucru, să nu poți să faci vreo două poze aiurea, să nu găsești un subiect pe acasă, o temă pe care n-ai reușit să o abordezi, nu știu ce teste pe care n-ai putut să le faci, echipamente pe care ai avut timp să le studiezi, filme pe YouTube pe care n-ai avut timp să le vezi, să faci teste, să faci poze asemănătoare, să înveți tot felul de lucruri. Nu există să nu găsești pe cineva pe lângă tine, poate chiar un vecin, care într-una îți bătea apropo, hai și fă-mi și mie niște poze și tu tot îl amânai, că mă, n-am avut timp, că nu știu ce, acum poți să-i faci niște poze pe gratis. Ca să nu mai spun de alte și alte meserii, că sunt unii care te învață și cum să zugrăvești sau să te încuiești. Apropo de zugrăveala, de tencuială, acum încă nu-i interzis să ne întâlnim. Dacă chiar ai avut de lucru, nu știu ce, și ți-ai propus, mă, în concediu o să fac. Acum poți să faci lucrul ăla. Liniștit poți să comanzi încă de pe internet tot felul de lucruri care crezi că-ți trebuie. Dacă stai și te gândești că vine apocalipsa, nu o să mai faci nimic atunci. Nici n-are sens să aștepți următoarea zi, nu? Teoretic. Copiii au teme pe acasă, stai lângă ei, vezi cu ocazia asta ai timp să vezi, mă, e de treabă, nu-i de treabă, învață, nu învață, ce note ia, cu ce se ocupă, hai să văd, să-l examinez mai mult acum, că până acum n-am avut timp, eram la serviciu. Încă un lucru vreau să vă mai spun, mare atenție de unde vă luați știrile. Dacă numai și numai mizerii postează unul pe pagina lui de Facebook, n-are sens să te mai uiți să vezi, să-l mai urmărești. Eu vreo 200 de inși, cel puțin, am șters din listele mele de prieteni din ultimii 2 ani. Cel puțin 20, poate chiar 30, în ultimele 2-3 zile. Unii care numai și numai mizerii, că cu tare de vină, că cu tare de vină, că cu tare de vină, că vor să ne extermine sau nu știu ce vor să ne facă, să rămână numai ăia 100 de ani sau cât o fie aia deștepții pământului și bogătași și bogătașilor pe lumea asta. Că circulă avionul și împrăște nu știu ce microb, că circulă microbii cu cisterna pe calea ferată. Hai să fim serioși. Dacă noi nu mai suntem, ăia 100 de inși sau 1000 de inși, din ce mai trăiește ăia? Cine mai lucră pentru ea? Cine mai este mai departe? Sclavilor, nu? Hai să ne gândim un pic. După aceea, dacă ai dat de nu știu ce site și vezi că pe site-ul ăla sunt zeci și zeci de articole, titluri de alea bombastice, cum au câteva televiziuni de pe aici, care ar trebui și alea închise liniștit, că la New Journal ce fac ăia la televiziunile alea, n-are sens să-ți mai pierzi vremea cu știrile respective. Cam atât am vreau să vă spun, mai rămâneți pe canalul ăsta pentru că mai am o grămadă de lucruri de arătat. Bonus, în continuare, ne dansează Daria. Sunt Daria și astăzi o să mă distrez, stau acasă și nu mă plictisesc. Woo!